Probabil știi deja că marile companii sunt mereu în căutarea modalităților de a-i face pe consumator să cheltuiască mai mulți bani. De la împachetări atractive la logo-uri șmechere până la locații frumoase și o experiență online elegantă. Ceea ce nu știi însă este că aceste companii folosesc și tehnici subliminale ascunse pentru a scoate cât mai mult de la consumatori fără ca aceștia să realizeze. Deci, haideți să expunem câteva secrete ale companiilor prin care acestea te manipulează. Efectul celor 99 de cenți. Cât înseamnă un cent pentru tine? Cel mai probabil nu foarte mult, așa-i? Asta până încerci să vinzi ceva. În acest caz, acel cent poate face diferența dintr-o vânzare și o oportunitate pierdută. Efectul 99 de cenți este folosit de decenii și până în ziua de astăzi este una dintre tacticile la care consumatorilor le este greu să reziste. Un studiu francez din 2008 a arătat că schimbarea prețului unei pizza de la 8 euro la 7,99 euro a rezultat într-o creștere de 15% a vânzărilor. Dacă arunci o privire la magazinele tradiționale de un dolar, vei vedea că încep să piardă încetul cu încetul. Aruncă o privire la Regatul Unit, unde magazinele de 1 liră au dat faliment lăsând locul celor de 99 pi. Deci, dacă acel penny nu este atât de important, de ce are efectul 99 de cenți o eficacitate atât de mare? O teorie sugerează că clientul se va concentra pe denominația mai mare, deoarece este mai proeminentă pe semn, atrăgând privirea. Așadar, 99,99 de dolari pare mult mai puțin decât 100 de dolari. Motivul este faptul că ne concentrăm la acel număr scris cu caractere mai mari. Așadar, companiile ne pot exploata atenția prin modul în care arată prețurile. Și asta doar oferind o reducere de un cent. Data viitoare, când te uiți la un articol cu 99 de cenți, încearcă să te abții. Secretul ambianței. Ai fost vreodată în restaurantul preferat în diferite momente ale zilei? Ți s-a părut că lucrurile nu sunt la locul lor? Vești bune, nu ai nebunit. Un truc cunoscut în industria restaurantelor se bazează pe modificarea luminii și a muzicii menite să îi facă pe clienți să stea mai mult sau să plece. În timpul zilei, luminile sunt strălucitoare pentru a face față aglomerației și a oamenilor ocupați care au treabă în altă parte. Seara, când oamenii încearcă să se relaxeze, restaurantele scad luminozitatea pentru a crea o atmosferă calmă și a încuraja oamenii să stea o oră mai mult. De ce fac asta? Ei bine, probabil speră că vei comanda câteva lucruri în plus. Cum rămâne cu restaurantele fast food? E și mai simplu. Luminile puternice și muzica asurzitoare îi încurajează pe client să își termine masa repede pentru a merge mai departe, așa încât să poată fi urmați de alți clienți care vor să fie serviți. Te-ai gândit vreodată în timp ce stăteai la coadă la fast food? Cred că o să-mi iau mâncarea la pachet. Ei bine, dacă da, ești clientul perfect pentru ei. Un studiu incredibil elaborat de profesorul Brian Wansink a demonstrat că reducerea luminozității și a volumului muzicii într-un restaurant fast food îi încurajează pe oameni să stea mai mult și să mănânce mai puțin. Totuși, muzica și luminile sunt doar două părți ale acestei ecuații. Ai observat cum atunci când mergi într-un mall nu poți să nu simți minunatele arome ale unui magazin de parfumuri din apropiere sau mirosul dulce al chiftelelor cu scorțișoară? Toate acestea sunt intenționate. Tehnica se numește marketing prin aromă. Magazinele își plasează standul cu parfumuri chiar la intrare, iar patiseriile fac chiftele proaspete la fiecare 30 de minute, deoarece dacă le miroși vei fi atras să intri. Pare prea simplu ca să funcționeze, dar știința ne dovedește că de fapt sunt strategii eficiente. Un studiu a descoperit că intenția de a cumpăra crește cu 80% atunci când marketingul prin aromă a fost folosit. Chiar și Disney folosește mașinării aromatice în parcurile tematice pentru a-i face pe oaspeți să tânjească după vată pe băți, mere caramel și popcorn. Secretul culorilor. Pentru mulți oameni, culoarea are un efect uriaș în ceea ce privește percepția. Intrinsec, asociem diferite culori cu diferite înțelesuri. Datorită evoluției, culorile aprinse precum roșu, oranj și galben ne avertizează obținându-ne atenția. Culori precum verde și albastru generează calm și siguranță deoarece sunt mai naturale. Deci, cum folosesc companiile aceste informații pentru a te manipula? Uită-te la aceste logo-uri. Am spus anterior că asociem verde cu natura, sănătatea și creșterea. Ea aruncă o privire la cine folosește aceste culori.
companii precum Whole Foods, Tropicana, Starbucks, Heineken, Land Rover, BP, aceeași firmă care a fost responsabilă pentru una dintre cele mai mari scurgeri de petrol din istorie. Da, cu siguranță o companie asociată cu natura. Cum rămâne cu albastru? Similar cu cerul și oceanul, este culoarea pe care oamenii de știință o corelează cu efecte calmante și sentimente de încredere. Așadar, ce branduri crezi că beneficiază de acest efect? Intel, HP, Dell? Dar mai apoi sunt alte companii precum Pepsi, Walmart, Facebook, Facebook care a divulgat datele a 19 milioane de utilizatori în 2019. Ce este însă și mai fascinant este faptul că psihologia culorilor are un efect asupra apetitului nostru. Cea mai populară teorie sugerează că roșu crește foamea oamenilor. Din acest motiv, multe restaurante au interiorul decorat cu roșu și folosesc fețe de mese roșii. Deci, clienții care intră într-un restaurant unde roșu este culoarea principală vor ajunge mult mai infometați și vor cumpăra mai multă mâncare. Pare prea simplu pentru a fi adevărat, însă dacă aruncăm o privire la restaurantele populare care au un logo roșu, tiparul devine clar. La celălalt capăt al spectrului, culoarea negru scade apetitul. Acesta ar explica de ce majoritatea restaurantelor gourmet scumpe au în interior design-uri care folosesc culori întunecate, scăzându-ți apetitul pentru a nu te plânge de porțiile mici. Secretul costului de 0 dolari. Ai plătit vreodată mai mult pe produse doar pentru a economisi banii de livrare? Sau poate ai cumpărat mai mult decât aveai nevoie pentru o ofertă care îți oferea un articol extra pe gratis? Și eu, la fel ca alți milioane de cumpărători din întreaga lume. Cum cădem în aceste capcane simple care ne fac să cumpărăm mai mult din ceva ce în final nu este de fapt gratis? De obicei, atunci când suntem la cumpărături, ne uităm la diferența cost-beneficiu și alegem produsele în funcție de cât de mare este beneficiul lor pentru noi. Totuși, se pare că produsele gratuite ne îngustează percepția, deoarece le vedem ca fiind mai benefice decât sunt de fapt. Acest lucru le permite companiilor să manipuleze prețurile și să creeze oferte care să îi ademenească pe consumatori cu un articol gratis. Exemplul clasic în lumea noastră modernă este livrarea gratuită, un concept care este sinonim cu Amazon. Crezi că ai parte de cea mai bună ofertă, dar în 2018 Amazon a făcut aproape 233 de miliarde în vânzări și 220 de miliarde din costuri de operare. Cât i-a costat livrarea? 27,7 miliarde, adică nici măcar 13% din costurile totale. Deci toate acele articole extra pe care le-ai cumpărat pentru a obține livrarea gratuită i-au făcut mai bogați. Secretul mediatizării. Black Friday este probabil cea mai faimoasă zi de cumpărături a anului. Milioane de oameni vânează cele mai bune prețuri. Comparațiile prețurilor de-a lungul anului arată că de fapt poți găsi oferte la peste 95% din produse după reduceri. În mod impresionant, 61% dintre ele sunt mai ieftine înainte de Black Friday. Deci cum îi face pe americani acest eveniment să cheltuiască 90,1 miliarde de dolari în doar câteva zile? Ei bine, prin ceea ce se numește mediatizarea promoției. Chiar dacă multe afaceri oferă reduceri, Black Friday a devenit mai populară în urma filmulețelor cu oameni care se ceartă și se calcă în picioare pentru diverse produse. Pe cât de rău sună, această popularitate a creat un feedback pozitiv, indicând golirea stocurilor. An după an, tot mai multe videouri au fost publicate și după cum ați observat și voi, puține afaceri au protocoale pentru astfel de situații. Și așa nebunia ia cu asalt magazinele. Motivul, presupunem, este faptul că haosul absolut este un factor care favorizează vânzările și profitul, încurajând oamenii să cumpere de Black Friday. Secretul FOMO. Nu rata oferta, profită acum. Sună familiar, nu? Recompensele limitate induc o anxietate artificială de a rata ceva. O modalitate în care este folosită această tactică este în cazul biletelor. Știi acel prompter care apare și spune a mai rămas doar un bilet sau rezervat de 20 de ori în ultimele 36 de ore? Scopul nu e să te țină la curent, ci să te preseze pentru a rezerva un loc.
Partea rea adesea, acele numere nu reflectă realitatea. Hai să aruncăm o privire la booking.com, un site unde poți rezerva orice, de la hoteluri la activități de vacanță. În 2019, o investigație a descoperit că site-ul păcălea clienții. Afirmațiile de genul o singură cameră rămasă s-au dovedit a fi minciuni în 50% din cazuri. Această tactică de vânzări a devenit virală, iar într-o lume în care social media a devenit scena principală, promoțiile pe platforme cum ar fi Instagram sau Snapchat creează și mai multă anxietate. Oamenii nu vor să rateze experiențe sociale. Un exemplu bun este mogulul social media Kylie Jenner și fiecare lansare de produs creată de aceasta. Website-urile care se ocupau de vânzare nu au putut face față numărului de clienți care au încercat să cumpere produsele acesteia. De ce nu ai vrea să creezi destule articole când știi că audiența ta este mare? Ei bine, motivul este faptul că se generează un alt fel de feedback pozitiv pentru următoarea lansare de produs. Exact precum Black Friday, haosul care este asociat unui produs îl face să pară mai valoros. Secretul cazinourilor. Afacerea jocurilor de noroc este un joc propriu-zis. Un lucru este însă sigur, cazinourile sunt regii manipulării subconștientului. În 2013, Universitatea Las Vegas a descoperit că 23 de cazinouri din Vegas, care aduceau 72 de milioane pe an, făceau un profit de $630,000 pe zi per cazino. Majoritatea dintre noi știm că șansele de a câștiga mult într-un cazino sunt slabe, deci cum de cheltuim atâția bani? Ei bine, pentru început, trecerea timpului este ascunsă. Cei care ați fost într-un cazino mare ați observat probabil lipsa ferestrelor, a ceasurilor și a luminilor puternice. Acest lucru este intenționat. Cazinourile nu vor ca tu să știi cât timp ai pierdut acolo. Dacă pierzi noțiunea timpului, ei fac mai mulți bani. Aruncă o privire la planurile clădirilor. Acestea sunt construite precum labirinturile, iar toate facilitățile se află în centru. Toate aceste elemente combinate îți oferă un model de afaceri perfect pentru atragerea consumatorilor. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!